Un slătinean de 42 de ani a fost bătut cu bestialitate în cartierul Sărăcești, iar agresorii săi l-au abandonat în loc să cheme salvarea. Bărbatul a fost găsit în agonie de către vecini, iar procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Olt au deschis o anchetă. E o persoană decedată, astăzi s-a făcut autopsia, se pare că a fost agresat în data de 9 august, duminică, ieri a decedat la Spitalul Județean Slatina, se caută autorii. Potrivit unor surse, victima avea 2 copii și era cunoscut ca fiind un om violent. Acesta avea mai multe plângeri depuse la poliție pe numele său pentru violențe. Bărbatul lucra la o societate de pe platforma industrială, iar în timpul liber se ocupa și cu creșterea animalelor.